Deci ăsta e Carabașul Sârbesc. Carabașul Sârbesc. Acolo este un țigău care o să-l iau eu, un țigău bucălău, ăla de acolo. Uh-huh. Înțelegi? Eu l-am mai avut de la Viorel, l-am mai luat un țigău, acum vreo 2-3 ani. Da. Și am fost foarte mulțumit de miei care i-a dat niște miei cu creștere foarte bună. Uh-huh. Așa, niște miei vioi, cum să spun, creșteau bine, erau... Am fost mulțumit din toate punctele de vedere, ca să zic așa. Da, mai zi de Carabașul ăsta sârbesc. Băi, cum să spun eu, o rasă, ți-am zis, o rasă care, cum să spun eu, o rasă rudită cu Carabașul nostru de Tellerman. Numai că prin transhumanță, cu în urmă cu sute de ani, Carabașele astea ale noastre au ajuns și în Serbia, sunt și în Bulgaria, e și varietatea bulgărească. Și față de cel de Tellerman, ce... E mai mare, e mai mare, înaltă, da? Mai impunător. Dar să zic, se zice că astea de Tellerman sunt mai rustice, adică și-au păstrat rusticitate față de sârbești. Dar bune sunt și alea, bune sunt și alea. Nu e să zici că e ceva, astea sunt inferioare celor românești și invers. Alea românești sunt mai superioare. Nu, fiecare are avantajele și dezavantajele ei, ca să zic așa, cu ghilimele dezavantaje. Că dacă știi să lucrezi cu oile astea, știi ce să le dai, cum să le îngrijești, nu o să ai probleme, înțelegi? Aha. Dar depinde, uite, dacă... Ia mai de încearcă să le dai mai încoace, să mai iasă ele la lumină. Da, așa, că facem o... Este ăla mai face și pentru că da, nu-ți face vreo căpățâne. Mamă, ce apetit, a! Îți lăbuți, că dacă n-am avut boabe la ei, le-am dat numai să fie și paie. Doamne, dacă îți dau găleata, știi, te faci tot o căpățâne. Cât să aibă, mă, un viu, băi, Viore? Cât să aibă un viu? Nu știu, bă, că nu i-am cântări, dar... Așa, o să asigurare, o să fie. Înțelegi? Ăsta e mai zăbut. Și ăla e zăbut, da. N-am avut așa, dar așa, cu dat în care... Dacă bagi în tigăi de astea, vreau să le trebuie la cătare? Nu, nu. Bă, unul spunea că te întreabă Cătălin că mai spunea că îi dădea mari, îi dădea aici cu prima, adică nu... Și când aveam probleme la cătare, când aveam numai doi. De care? De aia, care dădea aici. Bă, iată probleme la cătare? Când aveam de aia, mai mult făcea probleme, mai făcea greu. Vine acum poate să fie și să vine aiurea din el, înțelegi? Da. Am un prieten care nu m-a dădea care, bă. Da. Așa mai zice ceva, când îi lua pe ăsta să vezi că nu bate pe ăsta, nu are tot bani. E față șui. Asta ce zici, Jean? Astea sunt țigăile sau? Nu, astea sunt merinoși. A, ăștia sunt merinoși. E făcut totul asta? Da. Așa se îndrăgă și în casă. Am dat atunci ei, pe ei, am dat vreo 6.000, am aproape 7.000. Parcă s-a mai mărit un pic șoșocuța. S-a mai mărit un pic. Ia, unde ești? Diana! Diana! Stai că mă aia la... Da, gata, păi, că-i rup geaca la mea. Hai că nu s-a rupt. Cât are Viorele acum, șosoaca? Nu știu cum e făcut. Aproape de 3. Șoaca! Hai, tec, hai de față! Eu n-am foarte greu Viorele cu mâncare. Da, de noroc. Cu mâncare. Eu am avut și am și 2 hectare și jumătate de lucernă. Am făcut mai slăbă. S-a mai mărit un pic, a? Da, și șoșoaca. Da, da. Acum vreau să mai pun 3 hectare. Înțelegi? Da. Deci la 6 hectare, 20 de lui și mai luat asta. Am mai luat
Ne-a dat la badea ăla cu torta, care are fermă de vacă, știi? Știu, a intrat pe cineva, ne-a dat așa, are unul câteva mâini dimineața, are 4 ori. Și voi le aveți, bă, voi le-alea de nu mănâncă. Te completez, bă, cu ruianul, cu una, cu alta. Am fost foarte greu, să știi, foarte greu. Dau vârluială și am luat coajă de soi. Pentru aici. De la mărică, de la Foarte frumos. Mergem la corb acolo? Am două zăcâni, ciocâni și paie. Vezi cu țigarea pe aici. Înțelegi? Nu, nu le-am dat că n-am avut. Am avut 9 hectare jumate de porumb și am făcut de cu 3 toni. Înțelegi? Și am cumpărat niște porumb, le dau la... Ia zi, Jenica, îți place ce vezi? Frumos, frumos, că mi-e drag, spun sincer. La poți, înțelegi? Voi și nu mireară și mic? Ți-l arăt cu sine. Haide, hai să... Avem hai, care vină o face. Imediat, imediat. Acum vom vedea niște vaci, tot la Viorel. Vaci? Vaci, da. Viorel are și vaci pe lângă voi. Bă, sper să fie cât de cât lumină înăuntru, că nu filmează camera asta deloc la întuneric. Bă, cam întuneric. Hai să, Viorele, să-l ține, să-i dai jos rotariile alea. Ai cuțit? Stau. Stai, mă! Stai, mă! Ce e, mă, șoșoacul? Păi acolo. Hai, gata, gata, gata. Ia, Jane, să te văd în acțiune aici. Să-l pui pe babe și după aia vezi cum se face asta, că e urs. Chiar sunt impresionanți berbecii ăștia. E de jos crotaliile. Cu... Ca să poată Jenica să achiziționeze acest superb exemplar. Da, mi-ar place să-l tovălească, să-l vedem pe YouTube. Ha. Mi-era frică, zic că nu mă atingă cu forță. Îl băgăm acum? Îl luăm acum? Berbecul? Păi da. Acum îl bagi, Jane, mașină? Da, acum, da. Hai, de ce să-l auzi și tu? Unde-l dai afară? Păi, ia, mamă, băi, e greu de luat, e mare, e
Băi, dai, ce zi română am să merg eu pe drum. Ha? Hai! Dă-i! Ziba! Mane, îndărezat, îmi zi mâna îndărezat. Ușor, Jenica, nu te grăbi. Trebuie să mai pun la poartă, îl termină pe Jean. La poartă îl scapă. Are antrenament de la Jean de Almeria. Nu știe! Ca să luptă cu voce. Domnul Jean.